Programare în Scratch, partea a cincea. Tipuri de structuri în programare. Structura liniară, structura alternativă și structura repetitivă. Clasificarea structurilor repetitive. Structura repetitivă condiționată anterior, structura repetitivă condiționată posterior și structura repetitivă cu contor. Sarcină de lucru 1. Realizați o animație cu titlul Probă de microfon. Acțiunea va descrie un artist vocal care dorește să asculte de câteva ori primele note din gama do pentru a-și poziționa corect tonalitatea vocii. După acest exercițiu de pregătire, notă importantă peste care poate sări, artistul va cânta un scurt fragment dintr-o piesă muzicală. Scenariul animației. Inserați personajul Singer One. Artistul va primi întrebarea dacă vrea să asculte primele note din gama do. Dacă răspuns egal nu, atunci programul va continua direct cu momentul artistic, sărind peste proba de microfon. Dacă răspuns egal da, programul se derulează astfel. Cele trei note muzicale do, re, mi vor fi interpretate de un grup coral și artistul vocal va primi din nou întrebarea dacă vrea să asculte primele note din gama do. Indicații de rezolvare. Categoria muzică a fost inserată după accesarea butonului extensii. Pentru a reda o notă muzicală, accesați blocul redă sau cântă nota din categoria muzică. Funcționarea blocului repetă până când din categoria control. Dacă expresia logică este adevărată, atunci secvența de instrucțiuni din interiorul blocului nu se mai execută și execuția programului continuă cu blocul următor blocului repetă. Dacă expresia logică este falsă, atunci se execută secvența de instrucțiuni din corpul blocului, repet până când, și se verifică din nou condiția. Iată scriptul personajului Singer One. Primul răspuns va fi nu. Sarcină de lucru 2. Realizați o animație cu titlul Mic dejun pentru dragon. Acțiunea va prezenta un copil care oferă la cerere mai multe pâini unui pui de dragon la primele ore ale dimineții. Acesta este întrebat la fiecare înghițitură dacă mai vrea să mănânce. Notă importantă, dragonul poate refuza chiar și invitația la masă. Iată întrebările. Ai luat micul dejun? Mai vrei o pâine? Scenariul animației. Inserați personajele dragon, pâine, Avery.
Dragonul va primi întrebarea dacă vrea să mănânce. Dacă dragonul refuză micul dejun, adică răspunsul va fi nu, atunci programul se va încheia. Dacă răspuns egal da, programul se derulează astfel. La fiecare înghițitură, dragonul va consuma o întreagă pâine, iar greutatea lui va crește semnificativ și dragonul va primi întrebarea dacă mai vrea o pâine. Codul, scriptul, programul personajului Avery. Codul personajului dragon. Codul personajului Brad. Răspuns nu. Răspuns da. Tema pentru acasă. Indicați categoriile din care fac parte blocurile din imagine. Iată, pentru blocul, când se dă click pe steagul verde, vom edita categoria Evenimente. Vă mulțumesc!